Noul antrenor al Astrei și-a intrat deja în rol. Acesta a condus primul antrenament la Giurgiu și a susținut o conferință de presă. Dorinel Munteanu a fost convins de Ioan Niculae să preia echipa pentru următoarele 3 luni. Obiectivul este același pe care l-a avut și Oleg Protasov. Ne-am înțeles și pentru a prelua echipa în prima fază pentru 3 luni, după care vom discuta după sfârșitul campionatului. Sigur, obiectivul nostru este un obiectiv care cred că a fost și la începutul campionatului, acela de a evolua în cupele europene. Mai bine spus, locul 2. Nu ne va fi ușor. Dorinel Munteanu susține că Astra a fost singurul club din România cu care a negociat în această perioadă și că este o provocare pentru el să antreneze la Giurgiu. Spune că a preferat să vină în țară acum și să nu aștepte până în vară pentru că nu poate sta departe de gazon prea mult timp. În fotbal tot timpul este o provocare. Chiar dacă preiei o echipă de pe ultimul loc și vrei să o salvezi, sau în cazul nostru Astra, în care obiectivele sunt altele și am spus-o de multe ori, nu pot să stau departe de gazon și am acceptat oferta. Recunoscut drept un antrenor care pune mare preț pe seriozitate, Dorinel Munteanu vrea nu numai calitate la jucătorii săi, ci și determinare. Faptul că toată lumea spune, poate și ei cred că sunt foarte valoroși, asta nu este de ajuns ca să ne atingem obiectivul. Și le-am început cum cere un antrenor, multă seriozitate, disciplină în primul rând și, bineînțeles, să facă totul pentru echipă. Munteanu are mână liberă în alegerea staffului. Va lucra la Astra cu aceiași oameni pe care i-a avut la ultimele echipe. Dorinel Munteanu va debuta pe banca tehnică a echipei giurgiuvene sâmbătă seara contra celor de la FC Botoșani.